Iată, avem această situație, Simona Halep suspendată pentru doping. Vedem că sportiva respinge aceste acuzații și spune că va contesta rezultatul. Care este poziția Federației de Tenis? Am exact aceeași poziție. Nu vreau să ne grăbim până nu avem o a doua probă. Și aici aș vrea să vă dau un exemplu. Cred că acum 3 sau 4 ani eram președintele clubului Dinamo. La un moment dat, la fel, a căzut o veste de genul acesta, acum că marea campioană de la tir, Laura Coman, care se pregătea să devină campioană mondială sau se pregătea pentru Jocurile Olimpice, la fel ar fi fost depistată pozitiv. Sigur că toată lumea a început să dea în ea, să se dea la o parte. Am rămas în spatele ei și am zis să încercăm să vedem o a doua probă. Până la urmă au constatat că, de fapt, ea se afla în America de Sud, servise o friptură și de la acea friptură s-a tras respectiva substanță, care era în cantități infime. Cu siguranță laboratorul, în cazul Simonei, ne va spune dacă cantitatea ar fi putut influența performanțele sportive. Dar, din punctul meu de vedere, exclud orice variantă. Gândiți-vă că are o carieră în spate. Știu perioada în care ea era în ascensiune și în care domina tenisul, că era verificată undeva între 20 și 25 de dăți pe an. Deci, exclus ca să fi gândit să încerce, măcar cu gândul să se dopeze, să obțină performanțe superioare. Amintați-vă, deci, dumneavoastră... Eu refuz să cred. Vă rog, spuneți. Așa cum v-am zis, refuz să cred. Refuz să cred. Așteptăm liniștiți a doua probă și cu siguranță vom vedea răspunsul, care eu deja l-anticipez cum că nu este. Făceați dumneavoastră o referire mai devreme despre sportiva Laura Coman, da, și ați explicat întreg contextul. V-am să vă întreb, până s-a dovedit contrariul, cât a durat și ce s-a întâmplat între timp cu cariera sportivă? Au fost sigur că marea majoritate imediat disperată să o suspendă. Nu, am stat alături de ea, n-a fost suspendată. A rămas în stand-by până la a doua probă, când s-a dovedit că, de fapt, era o cantitate infimă, așa cum v-am zis, provenea dintr-o friptură servită în Argentina. Ea atunci se afla în America de Sud la o competiție premergătoare campionatului mondial sau ceva de genul. Domnule, să nu ne grăbim, să nu ne precipităm, să așteptăm o a doua probă de laborator. Domnule Costac, în final aș vrea să vă întreb în ce punct al carierei se află acum Simona Halep. Păi, după cum știm cu toții, ea își dorește să continue, își dorește să mai câștige un Grand Slam. A o carieră extrem de bogată, cu aproape, dacă nu cumva mai bine, de 60 de săptămâni pe locul 1 WTA, cu câștigătoare de Grand Slam-uri, deci din punctul meu de vedere a câștigat și a dovedit tuturor că este o sportivă deosebită. Că își dorește să joace mai departe, sigur este bine pentru sportul românesc, e bine pentru tenis. Cu siguranță o va face și cu siguranță va reuși și în această luptă cu aceste laboratoare.